Bună seara! Bine v-am regăsit la interviuri de 5 stele. În acest an am o primă ediție, de data aceasta cu o organizație. Sunteți obișnuiți să vă prezint oameni care au făcut performanță, de data aceasta am să vă prezint o organizație, nu numai care a făcut performanță, dar a aprins o lumină. A aprins o lumină, a arătat că poate să facă, a arătat cum se face, a arătat puțin și obrazul autorităților, iar acum este dispusă să continue ceea ce a început. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint în această seară una dintre cele mai performante organizații non-guvernamentale din România, Asociația Dăruiește Viață, și pe invitatele mele din această seară. Bună seara! Bună seara! Oana Gheorghiu este cofondator al asociației și este și vicepreședinte al asociației, iar Raluca Șoaită este arhitectul pe care asociația, pe mâna căruia asociația a mers mai departe. Marea performanță despre care vreau să vorbim este primul spital pentru copii cu afecțiuni oncologice din România, pe care ați reușit să-l finalizați anul trecut. A fost o mare realizare, este a asociației plus a celor 350.000 de oameni care v-au fost alături și 4.000 de companii. De ce punctez asta? Pentru că, fără ei, chiar inițiativa unor oameni ca dumneavoastră ar fi fost probabil nefinalizată. Oamenii au senzația că astfel de performanțe pot să fie realizate de cineva. Dacă ești cineva, trebuie să fii cineva ca să poți să faci un astfel de lucru. N-a fost cazul vostru, Oana. Ați fost două vecine mânate de dorința de a face bine la început. Da, așa e. Eu cred că fiecare dintre noi e cineva. Și de fapt suntem atât de cineva pe cât ne dorim să fim. Cred că important este să fim, în primul rând, să fim niște buni cetățeni, să fim umani și să ne gândim la cei de lângă noi. Cred că asta ni s-a întâmplat nouă. Eu am cunoscut-o pe Carmen în 2002, când m-am mutat în blocul în care ea locuia deja. Copiii noștri au aceeași vârstă, e o diferență de vreo 5 luni între ei. Îi cheamă Alex și Alexia. Nu ne cunoșteam când i-am botezat, deci e o pură întâmplare. Și faptul că aveam copii de aceeași vârstă v-a adus împreună mai mult timp. Da, ne-a adus împreună pentru că aveam preocupări comune și fiind vecine ne întâlneam în parc cu copiii și așa s-a legat prietenia. Niște ani mai târziu am aflat despre un băiat, un adolescent bolnav de leucemie, care era abandonat pe un pat de spital în București. Nu-l cunoșteați? Sau era pur și simplu o informație care a ajuns la voi? Am primit un e-mail de la mama lui, care trimitea e-mail-uri către mai multe baze de date încercând să strângă 150.000 de euro să îl ducă în străinătate pentru a face un transplant de celule stem. Ne impresiona foarte mult situația, era singurul copil al familiei și noi având copii la rândul nostru, fiind mamă, e imposibil să nu te gândești și să nu te pui măcar preț de o secundă în pielea acelei mame și să îți dai seama cât de greu trebuie să fie să treci prin asta. Și ne-am întrebat ce am putea face dincolo de o mică donație pe care ne-o permiteam și care părea să nu însemne prea mult ajutor. Așa s-a născut, de fapt, asociația, luptând pentru acest băiat. Am făcut chiar și un protest în 2009, nu era ceva foarte obișnuit pe vremea aia să faci protest în Piața Victoriei. Dragoș, așa se numea băiatul, a plecat la tratament în străinătate. Din păcate a murit 6-7 luni mai târziu, deși procedura de transplant a fost un succes, a fost în Israel. A plecat cu niște infecții nosocomiale pe care organismul lui n-a reușit să le învingă, fiind deja slăbit. Bănuiesc că într-un fel sau altul pierderea lui Dragoș a fost și un motor să puteți să faceți ceva și să mergeți mai departe. Din documentarea pe care am făcut-o, am văzut că v-ați hotărât să faceți ceva pentru spitalele de copii, pentru că de acolo, probabil, lucrurile au degenerat și în cazul lui. Care a fost mecanismul care v-a făcut să mergeți înainte?
După cazul lui Dragoș, care a însemnat, a fost destul de dureros pentru noi, dar începusem deja să primim foarte multe mail-uri. După povestea asta cu Dragoș și cu lupta pentru el, a apărut în spațiu public cazul lui și s-a vorbit despre lupta noastră pentru el. Și atunci oamenii au aflat despre noi și ne-au scris. Am primit sute de e-mail-uri și sute de cazuri, cel puțin la fel de tragice și de dureroase ca cel al lui Dragoș. Și ne-am dat seama că, de fapt, oricât ne-am luptat noi, nu am putea să-i ajutăm pe toți și oricât de mult și de generos ar fi statul român, nu ar putea să finanțeze tratament în străinătate pentru toți cei care au nevoie. Și ne-am dat seama că soluția, de fapt, este să construim aici acasă, sau oamenii să găsească aici condiții de tratament. De la asta am pornit. Și lucrurile au mers încetul cu încetul. Ne-am dat seama că lipsesc toalete în saloane, ne-am dat seama că nu avem camere sterile pentru a face transplant, ne-am dat seama că nu există bănci de celule STEM, ne-am dat seama că nu există donatori. Pe povestea asta cu donatorii, de fapt, a crescut și povestea noastră, pentru că Paula Herlo făcea în acel moment o campanie pentru a determina autoritățile să înființeze un registru național al donatorilor de celule STEM. Eram singura țară din Europa care nu avea un astfel de registru. Lucrurile s-au născut încetul și asta a fost nevoia, să construim acasă, pentru că numai așa putem să-i ajutăm pe toți cei care au nevoie. De ce ne-am dus către copii? Pentru că, din fericire, numărul de copii bolnavi de cancer e mic, sunt între 400 și 600 de copii anual, se estimează, pe când numărul adulților e 100 de mii pe an. Atunci am să începem de undeva unde putem să și avem impact și rapid, pentru că acești copii chiar au șanse. În lumea civilizată s-a ajuns la o rată de supraviețuire de 80-90%, deci chiar poate să facă diferența investiția în infrastructură. Și iată, această implicare a voastră civică, câte puțin, a atras oameni, din ce în ce mai mulți, companii care v-au sprijinit prin diferite modalități. Probabil la rândul vostru ați găsit și oameni la care mesajul cu care v-ați dus a rezonat și ați primit sprijin. Ați găsit și teren, oameni care să fie alături de voi și să vă susțină demersuri, care nici pentru ei bănuiesc că n-a fost ușor să treacă peste niște filtre, probabil, de până atunci. Și acest spital s-a născut. Pentru o doamnă arhitect, să poți să primești o propunere, Raluca, ce-ar fi să faci un spital, nu este de aici și de acolo. Mai întâi aș vrea să o întreb pe Oana cum ați ajuns la Raluca și cum ați cunoscut-o și după aceea, Raluca, vreau să te întreb cum ai primit tu propunerea doamnelor de la asociat. Nici nu știu dacă a fost o propunere chiar așa, pentru că lucrurile au mers diferit. Noi pe Raluca am cunoscut-o într-un proiect pe care îl făceam la Spitalul Universitar din București, într-un proiect pentru adulți, în care aveam nevoie de un arhitect să ne ajute la designul interior, să ne ajute să construim fluxurile medicale, să avem un mobilier adaptat destinației spațiului respectiv și nu găseam. În România nu exista. Din fericire, un furnizor dar nostru de mobilier ne-a vorbit despre Raluca, ne-a spus că are experiență în zona medicală, pentru că fusese implicată în construcția unui spital la Sibiu și așa am întâlnit-o pe Raluca într-un proiect de finisaje interioare într-un spital pentru adulți. Și ne aducem aminte că tot am povestit mult în perioada aia și ea ne-a spus la un moment dat că visul ei să construiască un spital de copii, dar era o discuție care n-avea nicio legătură cu noi, pentru că nu ne imaginam vreodată că vom ajunge să construim un spital. O să o las pe Raluca să spună cum a primit propunerea, că nu a venit asta ideea. Cum ai primit propunerea, Raluca, și te rog frumos să-mi confirmi sau nu? Da, dacă visul tău s-a împlinit și care este următorul, pentru că oamenii care își împlinesc astfel de vise continuă să viseze. Sigur s-a împlinit visul. A fost foarte interesant, de fapt, când ne-am întâlnit la o cafea, la o poveste, în ideea aceasta cum putem să facem interioare de spital care să fie umane, și mi-a plăcut foarte mult că au fost foarte deschise și foarte receptive și Oana și Carmen la această discuție. Pe vremea respectivă vorbeam foarte mult despre umanizare și despre faptul că un spital nu ar trebui să arate ca un spital și trebuie să ne gândim la pacient care vine cu frică și cu teamă la spital.
Și mi-aduc aminte că în urma discuției am zis, wow, ce interesant, poate că prin ceea ce facem vom crea niște precedente de bune practici în care pacientul este pus în centrul și asta se va duce mai departe și vom vedea și alții care se inspiră. Și de fapt, toate trei am aderat la această idee și, de fapt, cred că ăsta a fost primul vis al meu, să creăm niște precedente prin care să arătăm că se poate, că putem și noi în România să facem spitale conforme, că nu este mare lucru să faci asta. Era următoarea mea întrebare. Bănuiesc că orice arhitect se confruntă cu niște norme speciale de construcție a unor, probabil și a construcției, dar și a interioarelor spitalului. Bănuiesc că sunt norme legale sau cel puțin europene care ghidează într-un fel sau altul acest lucru. Când am început noi proiectarea, nici mai țin minte, în 2000. Nu, dar să nu uităm că întrebarea era cum am ajuns să-ți propunem să facem un spital. De fapt, nu, ne-am dus să construim toalete, că vorbeam de toalete la Marie Curie. Noi asta era ideea, că acești copii, sunt 31 de copii și mamele lor care stau într-o secție și au acces la o singură toaletă. Și asta am rugat-o pe Raluca să vină să vadă cum putem să facem toalete în fiecare salon și mai departe o las pe ea să-ți povestească. Având în vedere că în clădirile existente este foarte complicat să vii cu instalații noi care să, de fapt, să aduci canalizarea până la etajul 5, nu este un lucru simplu cu spitalul funcțional, atunci cred că un pic așa naivă și cu nu foarte mult conștientă de ce spun, am zis, dar nu prea avem cum și cred că ar trebui să construim o clădire nouă. A zis, trebuie să faceți ceva de la zero. Și am zis, noi am zis și eu și Carmen, mare lucru, sigur, dar bineînțeles că era în glumă, adică nu ne imaginam că am putea. Deci asta, așa s-a născut, practic, proiectul ăsta. Și fapt, a fost o propunere, a fost o provocare. A fost o provocare, mai da. Degrabă a fost propunerea ta pentru ele. Nici ce ar fi să facem o clădire nouă. Se gândea doar la oncologie și la un etaj, pentru că discuțiile au continuat la un etaj. Acum sunt 9 etaje. Da, sunt 9 niveluri, că avem subsol, parter, mezanin și 6 etaje. Iar referitor la și norme... Și nu spune de etajul tehnic, care și el este tehnic, foarte important. Da, foarte important. Și referitor la norme, Raluca a avut o mare bătălie și a trebuit să navigheze. Care a fost marea ta bătălie, Raluca? Păi în momentul respectiv, normele erau învechite, erau norme care erau copy-paste din anii 70, adevărat că aveau o actualizare prin anii 90, dar erau norme foarte vechi și practici care nu mai corespundeau cu standardele internaționale de astăzi. Și atunci, mai degrabă, am făcut research de ceea ce se întâmplă în afară. Muncă de pionierat, exact, ceea ce, de fapt, statul ar fi trebuit să facă, să vă vină în sprijinul construcției și amenajării. Nu s-a întâmplat, a făcut-o Raluca Șoaită, a găsit acest protocol. Încerca, de fapt, să aplic niște bune practici care se întâmplă internațional și, în același timp, să le adaptez la poate niște cutume locale, pentru că și asta este foarte important în cazul spitalelor. Adică funcționăm cu oamenii și cu ceea ce avem aici și atunci ar trebui și pentru pacienții de aici, atunci ar trebui adaptate. Ce a fost interesant este că, de fapt, am început tocmai prin a identifica nevoia și unde suntem și la început, înainte să ne apucăm de proiect, am făcut niște discuții cu grupuri de utilizatori, cu pacienți, cu părinți însoțitori și cu personalul care va utiliza spațiul, în ideea de a identifica dacă pe lângă, să zic, caracteristicile tehnice și de standard, există și alte tipuri de nevoi, cum ar fi cele emoționale care erau legate de cum spațiul de spital poate fi folosit sau poate putem întâmpina niște nevoi emoționale ale celor care îl utilizează. Acum, spațiul în ce stadiu se află sau referitor la posibilitatea de a fi utilizat imediat? Bănuiesc că sunt câteva etape pe care urmează să le mai bifați. Noi am terminat clădirea, am terminat și de echipat spitalul. În acest moment, spitalul Marie Curie, cel care gestionează serviciile medicale și clădirea și care va deține aceste spații, le deține de fapt. Vreau să fac o mențiune. Întreaga voastră realizare a fost donată statului român, care urmează să aibă grijă de el
Și am o întrebare pentru tine. Da. De fapt, de la bun început, această clădire a aparținut statului român pentru că este construită pe terenul statului. Autorizația de construire a fost în numele Spitalului Marie Curie. Noi suntem finanțatorul și investitorul în această clădire. Și în acest moment clădirea este gata, este complet echipată, are toate echipamentele în interior. Pe de o parte facem training-uri și simulări cu personalul medical, pentru că sunt spații cu totul noi, sunt tehnologii noi, totul este nou și totul trebuie învățat și nu se pot muta fără să cunoască toate caracteristicile echipamentelor și ale spațiului. Pe de altă parte, tot Spitalul Marie Curie este în faza de a obține autorizația de funcționare. Estimăm că undeva între 31 ianuarie și 15 februarie, dacă toate lucrurile merg bine și dacă autoritățile eliberează această autorizație, vor putea să intre primii pacienți. Din punctul nostru de vedere al investitorului și al asociației, cea care a făcut aceste lucrări, am terminat și suntem acolo doar să-i ajutăm. Îi ajutăm cu procesul de relocare, pentru că mutarea în sine nu este simplă. Sunt mai multe secții care se mută de la Marie Curie, da. Nu doar secția de oncologie. Da, sunt mai multe secții. Se mută blocul operator, se mută întreaga terapie intensivă, se mută neurochirurgia, chirurgia, se mută oncologia, avem un etaj pentru servicii de ambulator și un nou departament de radioterapie care sperăm să devină și el funcțional cât mai curând. Aici depindem de statul român. Apropo de statul român, știm foarte bine că e lipsit de performanță și e lipsit de oameni care să aibă și capacități de leadership, dar și responsabilitatea lucrului bine făcut. Așadar, nu vă este frică că în acest moment în care statul urmează să administreze acest spital, nu îl va putea administra la nivelul la care aveți așteptări? Nu vă doriți să rămâneți în managementul, în apropiere de el? Adică, cel puțin eu nu l-aș lăsa din mână. Sunt mai multe lucruri. Eu cred că noi trebuie să determinăm statul român să devină performant. Asta este rolul societății civile și al cetățeanului. Noi nu putem să funcționăm pe ONG, nu există România pe ONG și România pe persoană fizică și toate instituțiile astea publice trebuie să devină performante. Asta este rolul nostru, să le determinăm, să le ajutăm să devină performante. Desigur că noi nu avem un rol formal în managementul Spitalului Marie Curie, nu există legislație la acest moment pentru asta. Avem un rol doar informal, rolul celui care ajută în permanență Spitalul Marie Curie cu tot ce este nevoie. Noi suntem acolo să-i ajutăm, suntem acolo să asigurăm mentenanță, pentru că e adevărat, costurile de mentenanță pentru această clădire, pentru aceste instalații cu totul speciale, costul este foarte mare, deci Spitalul Marie Curie, pe actuala legislație și pe actualul sistem de finanțare, nu va putea să facă față singur, nu dispărem, nu plecăm. Suntem într-un parteneriat cu Spitalul Marie Curie și am propus un parteneriat Ministerului Sănătății pe care sperăm să-l și accepte. Este o mână pe care o întindem statului român, pentru că cred că împreună putem să facem lucrurile mai bine. Sunt două componente aici și vreau să revin asupra lor. Unu, faptul că nu plecați de acolo și că în continuare aveți nevoie de sprijinul nostru, celor care v-am fost alături în această perioadă, cu donații și sponsorizări. Vom vorbi despre modalitatea de a vă sprijini în continuare la finalul emisiunii. Nu doar pentru că spitalul, clădirea construită, are nevoie de mentenanță, ci pentru că aveți un proiect nou și Raluca trebuie să-mi povestești despre el, care se întâmplă, ce să vezi, tot în curtea spitalului, pentru că oamenii au văzut că puteți, au încredere în voi, ați demonstrat eficiență și performanță, nu vă lasă ușor din mână. Așadar, care este următorul lucru pe care îl faceți acolo? Următorul lucru este, bineînțeles, o fază nouă, pentru că am mutat doar o parte din secțiile medicale în clădirea realizată. Ne propunem să aducem toate secțiile medicale în clădire nouă, având în vedere într-o nouă clădire nouă, exact, având în vedere că spitalul datează de la începutul anilor 80 și că atât din punct de vedere al fluxurilor sau al modului de ocupare, acesta nu mai corespunde în același timp și la nivel de
de cutremur, nu este o clădire care este foarte stabilă, din punct de vedere ISU, nu îndeplinește toate condițiile necesare. Este important să ne gândim ca toți pacienții să folosească spații noi. Și atunci ne-am apucat. Am lucrat un master plan, exact. Am făcut un master plan pentru a vedea care sunt nevoile, când faci un master plan te uiți la nivel național, care e situația în țară, care sunt nevoile țării pe zona de sud a României, analizezi din toate perspectivele și care este practic prognoza pentru următorii ani, atât în ceea ce privește evoluția sistemelor de sănătate și a noilor tehnologii folosite în sănătate, cât și a numărului de pacienți. Avem din ce în ce mai puțin copii, deci trebuie totul dimensionat uitându-te 360 la acest proiect. Raluca ne-a ajutat foarte mult pe zona de master plan și pe zona de temă de proiectare și suntem acum în faza de a contracta serviciile următoare, deci urmează să ne uităm la acest proiect din perspectiva celor cu care vom lucra în continuare și într-adevăr am reușit în acest proiect să avem niște echipe extraordinar de performante. Fără Raluca n-am fi reușit, fără constructorii cu care am lucrat și cei care au făcut instalațiile n-am fi reușit, au fost oameni extraordinar de profesioniști care au învățat foarte mult din acest proiect, dar care și-au dat și toată silința. Adică am simțit că e un proiect din ăla făcut cu oameni care chiar își doresc să facă lucrurile bine și nu cu oameni care zic hai că merge și așa. Nici și nu cred că ar fi avut loc lângă voi, cu sinceritate nu vă știu, zici. Vă spun. Noi trebuie să spunem că noi suntem oameni care am pus alți oameni împreună, pentru că nu suntem experte în construcții de spitale, nu suntem experte în sănătate, am reușit însă să aducem experți care să se uite la acest proiect așa cum trebuie și să aducem echipe care să lucreze bine. Poți să fii cel mai performant și cel mai exigent, poți să ai ghinionul, să întâlnești oameni care nu-și fac treaba, pentru că n-ai cum să fii în fiecare secundă lângă cineva și să vezi cum prinde șurubul. Da, numai că vezi, pe modelul peștele de la cap se strică, poți să contracarezi cu, dacă ai în față niște oameni cu inima bună, creier în cap, nevoie permanentă de a face bine, nu poți să fii lângă ei și să nu le urmezi exemplu. E adevărat. Și atunci deci de-a doua componentă despre care vorbeam era acest ajutor pe care l-ați oferit statului, pentru că eu bănuiesc că în această construcție a voastră v-ați întâlnit cu o grămadă de soluții și ați ales, evident, câteva elemente pe care le-ați pus într-un plan de bună practic sau un model ulterior sau, dacă nu l-ați pus, ar trebui să-l puneți în unde alta, dar s-ar putea găsi la un moment dat și alții care să-și dorească să urmeze modelul vostru într-o altă parte a țării. N-am făcut încă asta, probabil că Raluca va face trebuie să facă un caiet. Suntem deja lucrăm la o carte legată de tot ce s-a întâmplat în Marie Curie și va avea un capitol special legat de bune practici și de partea mă de bucur tehnică. Să aflu acest lucru. Deci va fi un prim pas în acest sens. În același timp n-a fost singurul proiect la care am lucrat în toată această perioadă, pentru că a fost o perioadă de pandemie și care de fapt ne-a încercat. A fost un moment greu când am rămas acasă și inclusiv șantierul a fost blocat o perioadă îndelugată și atunci ne-am direcționat resursele către alte proiecte. Deci cumva precedentele se întâmplă și în alte locuri. Cu atât mai mult. Vreau să punctez acest lucru, faptul că în momentul în care ați demarat spitalul, mă rog, se întâmpla când nu erau problemele cu pandemia, a venit pandemia peste noi, nu v-ați oprit. N-a fost un moment și ați reușit să faceți două spitale modulare de terapie intensivă între timp, în perioada în paralel cu spitalul de la Marie Curie, unul la spitalul universitar Elias din București și cel de-al doilea la spitalul din Piatra Neamț, la spitalul județean din Piatra Neamț, acolo unde secția de terapie intensivă a ars și unde au murit 15 oameni și din câte știu și în acest moment singura terapie intensivă funcțională de la Piatra Neamț este cea pe care noi am construit-o în curtea spitalului.
Revenind la parteneriatul pe care l-am propus Ministerului Sănătății, nu vizează neapărat partea de construcție, deși ne-am arătat deschiderea permanentă către statul român dacă are nevoie de informații, dacă vor să ajutăm cu ceva, suntem aici să o facem. Parteneriatul vizează însă testarea unui nou model de management de spital. Noi credem că în România problema principală în sistemul de sănătate vine din legislație și din felul în care managementul de spital este reglementat. Facem de 33 de ani același tip de management, același lucruri și ne așteptăm să obținem alte rezultate. E definiția un pic a prostiei, e clar că nu se Absolut. Poate. Trebuie să facem niște schimbări și pentru că schimbările în sănătate sunt greu de făcut, e un sistem uriaș care presupune, are multe implicații, am propus Ministerul Sănătății să testăm acest model de management mai întâi la nivelul secției de radioterapie nou înființată, să vedem ce merge, ce nu merge, ce putem ajusta și aici așteptăm ca Ministerul Sănătății să ne vină alături pentru că noi credem că este cel mai bun lucru care se poate face în acest moment pentru sistemul de sănătate, să testăm modele și dacă merg și după ce ajungem la o soluție viabilă să le scalăm la nivel național. Când s-a întâmplat această propunere? Discuțiile împlinesc aproape un an. Avem o întâlnire săptămâna aceasta cu... Bine, nici clădirea n-a fost gata, deci să zicem că și-au mai luat răgaz să se informeze, să citească, dar acum, începând cu acest moment, deja devine presiune pentru că trebuie să facem funcțională radioterapia și nu putem face funcțională fără acest parteneriat. Parteneriatul de care vorbeați. Să spunem că dacă la un moment dat statul nu e așa de deschis la propunerile voastre, voi v-ați manifestat deschiderea pentru toate organizațiile care consideră că au nevoie de sprijin în, iată, un management de organizație care să știe să facă lucruri. Sunteți dispus să facă, să le oferiți ajutorul și sprijinul? Au venit și alte organizații alături de voi și voi, la rândul vostru, v-ați dus împreună cu alte organizații și ați avut diferite acțiuni. De ce ar avea România în acest moment nevoie pentru ca spiritul civic al oamenilor să fie activat? Cred că au nevoie de un proiect în care să creadă și m-aș bucura foarte tare să existe politicieni care să pună pe masa românilor proiecte în care să creadă. Avem nevoie de o clasă politică, noi nu putem să funcționăm doar ca ONG-uri și e nevoie de o clasă politică performantă și de niște oameni cu viziune care să se uită la România nu doar din propriu interes și pe termen scurt ce se întâmplă cu alegerile de anul ăsta, ci să se uite la România chiar pe termen lung și să se gândească ce aș putea să las eu în urmă. Din păcate nu vedem, și spun asta că e valabil pentru toate partidele politice, nu vedem niște oameni care să ne pună pe masă un proiect în care chiar să credem că se poate face. Auzim același gen de promisiuni în care dacă îți pui la contribuție mintea, știi că-s doar promisiuni fără nicio bază. Adică aceleași promisiuni, mărim salariile, mărim pensiile, mărim... Știm că aceste lucruri nu se pot face așa peste noapte, că nu tipărim bani și s-a rezolvat problema. Eu cred că de asta are nevoie. Iar societatea civilă este puțin blazată și obosită de atâtea promisiuni de care nu s-a ținut nimeni. Nu am o soluție. Cred că este momentul ca fiecare dintre noi să ne chestionăm, să ne punem întrebări, ce lăsăm în urma noastră și practic să ne gândim la copiii noștri și să ne gândim la faptul că trebuie să ne mobilizăm noi dacă nu are cine să o facă. Avem o datorie morală față de cei care vin după noi și care ar trebui să primească o Românie un pic mai bună decât am luat-o noi. Îmi permit să spun că ar trebui să fim puțin mai curajoși și să ne luăm inima în dinți și să înfruntăm statul, pentru că statul este leneș, este irresponsabil și sunt oameni, sunt de-a dreptul impostori în poziții serioase care pot să schimbe lucrurile în bine, dar dimpotrivă nu o fac. Raluca, în acest moment, la tine în grădină stau următoarele realizări efective ale spitalului. În afară de spital, ai și alte proiecte? Pentru că experiența ta de arhitect, iată, a fost confirmată prin prima recomandare care a fost făcută
către asociație. Asta înseamnă că arhitectul Raluca Șoaită înseamnă puțin mai mult și decât spitalele pe care le face și aș vrea să-mi povestești despre acest lucru. Da, așa este. Eu am o echipă de arhitect, suntem 20 în birou, ceea ce înseamnă și suntem specializați în zona de medical, ceea ce înseamnă că proiecte de medical există în România. Există și autorități locale care fac pași și care încearcă își doresc să refacă infrastructura din județele respective, dar în același timp poate că nu au culoarea politică sau nu au susținere politică mai sus. Proiecte avem peste tot în țară. Finanțările ar trebui să vină, pentru că PNRR-ul are o componentă așa importantă. Așa este, dar din păcate nu vin și vin foarte greu. Pe de o parte pentru că strategiile nu sunt neapărat făcute bazându-se pe nevoie, ci mai degrabă pe interese politice și pe care dă cu pumnul mai mult în masă și își câștigă această finanțare. Pe de altă parte, PNRR-ul știm foarte bine că a avut o finanțare foarte mare, dar nu toată finanțarea este accesată și proiectele se mișcă foarte, foarte greu. În zona publică au ieșit foarte puține licitații din cele 24 de proiecte. Asta rezultă și din faptul că nu sunt foarte mulți specialiști în zona de autorități publice, nu sunt oameni care să poată să ducă proiectele astea mai departe. Nici nu au sprijin neapărat financiar pentru a face acest lucru și a contracta consultanța, adică oameni care au deja experiență și în același timp nici de partea proiectării sau de partea execuției nu este neapărat experiență în a realiza spitale, pentru că nu s-au făcut foarte multe până în acest și moment. Și tot acest travaliu prin care biroul tău de arhitectură a trecut, nu este de aici, de acolo? Bănuiesc că ați avut zile și nopți în care ați pus mâna pe carte, ați citit sau ați vorbit cu alții care știau? Bineînțeles, și ne uităm foarte mult în internațional la ceea ce se întâmplă, dar în același timp avem și foarte mulți experți în jurul nostru, care nu sunt neapărat arhitecți sau ingineri. Povesteam mai devreme despre acele interviuri pe care le-am făcut cu utilizatorii. În acele interviuri am avut alături de noi psihologi, am avut un studiu antropologic care s-a derulat în secția de oncologie de la Marie Curie, tocmai în ideea de a identifica și alte nevoi care nu sunt neapărat normativ. Și pot să dau un exemplu foarte interesant legat de chestia asta. Foarte mulți pacienți stau o perioadă îndelungată sau revin foarte des la spital și atunci părinții, cei care îi însoțesc, rămân cu ei în spital, ceea ce înseamnă că unii dintre ei nu muncesc, nu au o zonă în care pot să se retragă, iar în spitalul nou, tocmai bazându-ne pe aceste informații, am realizat o funcțiune, un spațiu în care aceștia pot să se retragă, pot să lucreze, pot să socializeze, adică părinții pot să stea și ei împreună, nu trebuie neapărat să stea în salon. Mi se pare deosebit de important această abordare a voastră de părintele și copilul împreună, ca o entitate de care trebuie să avem grijă într-un spital. Un copil este un copil, medicii pot avea grijă de el, în schimb sufletul copilului este menținut fără părinți, nu viu pot. De către părinții care stau aproape, dar cine menține viu sufletul părintelui care stă acolo sau și grija față de el este... Inclusiv familiile, sunt multe familii care se destramă pentru că trecând printr-un moment de genul acesta, mama stă împreună cu copilul în spital, tatăl acasă, poate la sute de kilometri distanță, nu se văd. Pentru asta am creat acele spații de vizită, de exemplu, în care pot să vină în weekend împreună cu frații și cu surorile ca să își vadă membrii familiei care au fost înstrăinați pentru această perioadă. Deci este foarte importantă și sănătatea emoțională a celui care utilizează spațiul. Și asta e un element în plus pe care noi l-am adăugat. Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult. Mai avem doar 2 minute din emisiune și așa cum am promis, nu vreau să vă las să plecați fără să povestim care sunt modalitățile prin care eforturile voastre pot să fie sprijinite în continuare. Așadar, vă mulțumesc pentru determinarea cu care nu ați dat înapoi și cu care vreți să mergeți înainte. Așadar, te rog frumos, Oana, să transmiți în primul rând felicitările și complimentele noastre și lui Carmen și
tuturor celor care se află la voi în echipe, pentru că sunt sigură că lucrurile nu se puteau întâmpla doar așa. Haideți să-mi spui, te rog frumos, care sunt modalitățile prin care telespectatorii vă pot sprijini în continuare, pentru că sunt mai multe. Da. Noi continuăm la Marie Curie și vrem să transformăm Spitalul Marie Curie într-un campus medical adevărat, primul din România în care părintele va găsi tot ce e nevoie pentru copilul lui, indiferent de tipul de patologie. Ăsta este visul nostru. Oamenii pot să doneze prin SMS la 8864 cu mesajul spital. Este un SMS recurent. Lună de lună dau 4 euro. Pot să oprească doar printr-un mesaj simplu această donație oricând doresc sau când nu mai pot să dea. Companiile pot să folosească declarația 177 pentru a redirecționa cei 20% din impozitul pe profit către acest proiect, rămași din anul fiscal 2023, sau pot să facă sponsorizări directe către noi printr-un contract de sponsorizare. Toate informațiile sunt pe site-ul nostru, pe dărâșteviață.ro, și este o procedură extrem de simplă. Avem acolo o platformă foarte bine pusă la punct. Și mai este o modalitate pe care aș vrea să o menționez, pentru că despre ea nu se vorbește atât de des, dar este extrem de facil de accesat. Cea referitoare la impozitul pe veniturile oamenilor care sunt persoanele angajați. Persoanele fizice, 3,5% prin formularul pe care îl pot completa de asemenea foarte simplu la noi pe site. Nu e nevoie să meargă la ANAF, găsesc formularul 3,5% la noi pe site și redirecționează 3,5% din impozitul pe venit deja plătit în anul anterior. Oamenii pot să-și cumpere cadouri de pe site-ul nostru sau pot să ofere cadouri cu sens prietenilor. Avem cadouri foarte frumoase, făcute împreună gândite cu creatorii români. Pot să facă donații cu cardul într-un sistem securizat. Găsesc pe dărâșteviață.ro toate aceste modalități și le mulțumim tuturor că sunt alături de noi, că sunt 350.000 de oameni care au crezut și iată, împreună am reușit să facem un spital. Sperăm să fie din ce în ce mai mulți și vă doresc acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru prezența la această emisiune și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!